Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Astăzi m-am gândit să fac un filmuleț, să vă arăt colecția mea de machiaje. Nu este deloc o colecție. Este probabil cel mai solicitat filmuleț de fetele mai tinerele care îmi urmăresc canalul. Și dacă tot este atât de solicitat, m-am gândit să-l fac să le lămuresc curiozitatea, să-i spun așa, dar nu înainte de a vă spune cam cum văd eu lucrurile în legătură cu machiajul. În primul rând, eu sunt genul de persoană care mă machiez ocazional, nu știu, mai în special când fac filmulețe, încerc să mă aranjez un pic ca să arăt cât de cât bine în filmulețe, pentru că totuși mă gândesc că mă vede destul de multă lume. Și când mergem așa undeva sau da, așa acasă în viața de zi cu zi, nu mă machiez. Nu prea mă machiez din cauza că nu am timp, sinceră să fiu, nu prea am timp de chestiile astea. Nu mă machiez din cauza că nu îmi place deloc să mă demachiez. Și nu mă machiez pentru că nici nu pot să spun că am așa mare nevoie să mă machiez sau să acopăr. Adică am câteva coșuri sau... Acum am dat doar cu luciu de buze pentru că mi-am sortat produsele. O parte dintre ele o să le arunc pentru că nu le-am mai folosit de mult. Și cu luciul ăsta de buze nu eram așa foarte hotărâtă. Și l-am testat să văd dacă mai îmi place, dacă l-aș mai folosi vreodată. Și de-aia l-am probat și îl mai păstrez încă o perioadă și probabil o să-l arunc data viitoare. În fine... Și, da, cam asta este povestea cu machiajele la mine. Înainte, când eram mai tinerică, când am început eu așa să mă machiez, de habar n-aveam nici atunci să mă machiez, adică eram mai praf ca acum, dar nu ieșeam din casă fără să mă machiez. Deci nu exista să nu mă dau eu cu creion negru la ochi sau să nu mă dau cu rimel sau cu fond de ten, nici nu mai spun că era o necesitate. Deci nici măcar gunoiul nu îl duceam sau nu mă duceam să cumpăr pâine până nu mă macheam. Ce nu... Deci nu mă pasionează, deci chiar nu mă pasionează machiajele și nici nu văd de ce aș da mulți bani pe produse de machiaj, sincer. Adică eu prefer de banii ăia, mai ales de când am fetele, să le cumpăr lor hăinuțe sau jucării sau... Prefer să fac altceva cu banii, sincer. Sau prefer să mănânc ceva de bani, adică decât să dau 20-30 de euro pe un fond de ten, de exemplu, sau pe un ruj, sau pe, nu știu, produse pe care le mai văd la fete prin filmulețe de la MAC, de la... sau pensulele alea super scumpe. Pe mine nu mă pasionează și nu aș da niciodată bani pe asemenea produse. De exemplu, sora mea este foarte pasionată și ea investește în chestiile astea. După ce vine la mine, cu siguranță vine cu machiajele ei sau cel puțin cu o parte dintre ele, că nu cred că are cum să le aducă pe toate, că dacă le-ar aduce pe toate nu ar mai avea loc de nimic altceva, s-ar umple trollerul doar cu machiaje pentru că are foarte, foarte, foarte multe. Da, o să poate să o conving să facă ea un filmuleț sau să facem amândouă un filmuleț cu produsele pe care le are ea, să vedeți că într-adevăr ea este pasionată. Eu nu. Eu prefer, decât să-mi iau produse scumpe de make-up, prefer să merg la un restaurant cu Florin și să mâncăm ceva bun amândoi. Adică, da, eu așa gândesc că asta sunt. Nu mă pasionează și cred că nici n-aș ști să folosesc toate produsele alea pe care le văd la alte fete. Eu, de exemplu, nu reușesc să înțeleg care este diferența între bronzer și blush. Nu știu, am impresia că se aplică în același loc și bronzerul și blush-ul. Și am încercat Denisa să-mi explice de mai multe ori. Pe moment mi s-a părut că am înțeles, dar acum tot habar n-am. Deci nu mă interesează atât de tare încât să-mi dau interesul să mă aprofundez în acest subiect. Dar nu mă lasă sufletul să dau bani pe machiaje scumpe când există atâția copii care n-au ce mânca sau... Nu știu, prefer să fac altceva de banii aia și nu mai vreau să intru în amănunte. Nu condamn pe fetele care își cumpără machiaje, care au pasiunea asta, fiecare face cum crede, cum vrea. În fine, asta este strict părerea mea și haideți să vă arăt minunata mea
colecție, ca să nu mă mai lungesc, că deja am vorbit 5 minute și nu v-am arătat nimic. Știu. În primul rând, dar vă arăt, astea sunt produsele pe care le-am exclus din start, sunt produse pe care nu le-am mai folosit de mult. Fondul ăsta de ten a fost bun, dar nu știu, mi se pare foarte închis acum și nu m-aș mai da cu el. Ăsta e un BB cream, nu l-am mai folosit de mult. În fine, astea sunt produse pe care le arunc. Bun, asta este minunata mea colecție. O să vă vorbesc scurt așa despre produsele pe care le am. Asta este singura mea paletă pe care o am în acest moment. Am mai avut câteva, dar așa una câte una au ajuns la gunoi. Este una foarte ieftină, am luat-o din piață cu 50 de lei acum 2-3 ani. Nu am folosit-o prea mult pentru că multe culori sunt prăfoase și nu-mi plac. Și oricum nici nuanțele așa nu pot să spun că m-au dat pe spate. Asta, partea asta de aici pot să spun că mi-a plăcut. Sunt câteva produse care sunt chiar faine, adică nu sunt așa prăfoase, în fine. Oricum eu nu mă pricep, deci și aici mai am un fard, ăsta este de la sora mea, este de la Avon, unul rozaliu, bine, e cam murdară cutiuța și nu se vede. Ăsta mi-e și drag, așa, și l-am folosit și îmi și place. Bun, astea sunt chestiile cu care mi-aplic eu machiajul sau mi-aplicam, dar brățelul nu prea îl folosesc, mi se pare prea complicat. Asta este o pensulă pe care n-am mai folosit-o, e de fond de ten, e cam jegoasă, n-am mai folosit-o, mă dau cu fond de ten, pe fond, mă dau cu mâna cu fond de ten. Așa, da, niște pensule, asta o am de la sora mea și asta este o pensulă no name, dar își face și ea treaba cât de cât la ce-mi trebuie mie. Bun, aici este o pudră de la Manhattan, pe asta pot să spun că o folosesc foarte mult în ultimul timp, în ultima perioadă, deci la fiecare machiaj o folosesc pe asta. Aici sunt niște peluțe de la Avon, probabil le cunoașteți, am primit cutiuța asta de la sora mea pentru că eu aveam una nașpa de acum 1000 de ani care s-a, nu s-a terminat, mai erau câteva biluțe și le-am transferat tot aici. Oricum eu majoritatea le pierd, nu pot să spun că le-am folosit neapărat. Așa, aici mai este încă o pudră, Maybelline Affiniton. Da, și asta mi-a plăcut și am folosit-o, dar în ultimul timp n-am mai folosit-o. Asta este o donație tot de la sora mea, ea mă machia pe mine cu produsul ăsta, este de la Rimmel London. Ea spune că îmi stă bine cu pudra asta și într-adevăr când mă machia ea îmi stătea bine, eu nu am folosit-o. Ăsta este un iluminator, este P2, marca proprie DM. Și da, îmi place foarte mult acest iluminator. Cred că este produsul meu de make-up preferat, iluminatorul. Nu știu, mi se pare cea mai mișto invenție în materie de make-up. Aici este un blush, singurul meu blush pe care îl folosesc și pe care îl am și pe care cred că l-am avut vreodată. Aici un creion negru de acum 5.000 de ani, dar încă e bună, își face treaba și îmi place și ascuțitoarea cu care l-a scut. Aici sunt două creioane iluminatoare de ochi de la Catrice. Un concealer, ăsta l-am tot de la sora mea. Bine, mi l-a dat nou nouț, deci eu l-am folosit, dar cam atât am reușit eu să folosesc în jumătate de an, sau mai bine de jumătate de an, nici nu mai știu când mi l-a dat, trebuie să întreb. Așa, da, îmi place, îl folosesc când mă machiez și eu mai sofisticat un pic. Asta este fondul de ten pe care îl folosesc în acest moment. E fain. Asta este Baby Skin. Asta foarte rar îl folosesc, mă mai dau așa pe nas când mi se pare că am porii măriți, dar destul de rar. Aici am două baze de machiaj. Amândouă sunt marca proprie de M. Ăsta chiar e verde, deși când îl aplici pe față e ușor verzui, dar nu se observă pentru că na, în contact cu fața mai roșiatică are o culoare chiar frumoasă și mai elimină din roșiață. Îmi place foarte mult, e aproape pe terminate. Asta e o bază de machiaj simplă, normală și asta e faină. Așa, și aici ce mai am? Am luciul de buze pe care v-am spus, nu știam să-l mai păstrez, să nu-l mai păstrez. Este de la Essence. Dar așa, am ales să-l păstrez. Ăsta este un ruj, dar este mai mult un balsam de buze, sincer, decât ruj. Este un nude, nu se observă mai deloc pe buze. Mi-a plăcut,
ca și dovadă că l-am folosit. Așa. Și ăsta este singurul meu ruj pe care îl folosesc și na, se potrivește cam la toate machiajele mele, după cum vedeți, și ăsta l-am folosit destul de bine. Este un nude, abia se observă pe buze când mă dau și da, se potrivește cam la toate machiajele mele nesofisticate, că oricum nu mă machiez sofisticat. Și rimel, singurul rimel pe care îl am și pe care, oricum, rimelurile mi-ajung, cred că un an de zile, eu le arunc că se usucă, nu că se termină. Da, și astea sunt produsele mele. După cum ați văzut, eu nu am multe produse de machiaj, nu mă machiez, nu știu să mă machiez, nu mă pasionează să mă machiez, dar sper că v-am satisfăcut curiozitatea celor fete care ați fost curioase să vedeți sau care sunteți curioase de chestii de machiaj. Deci eu nu am produse scumpe, majoritatea cred că sunt sub 5 euro și alea care sunt un picuț mai scumpicele sigur nu depășesc 10 euro. Pentru că eu nu dau bani pe machiaje scumpe. Da, cam atât în acest filmuleț. Vă mulțumesc pentru vizionare și să ne vedem sănătoși, sănătoase data viitoare. V-am pupat! Pa!